Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. La fotoliul cu gimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bună ziua, bun găsit, stimațele spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Gimp, în studioul Capital TV, evident, și împreună cu primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobăuțanu, care îi spunem bun venit în studioul nostru, prima oară în acest an. Mulțumesc de invitație, bine m-am regăsit. Cu mare drag, pentru mine e o plăcere deosebită să vă așez pe Fotoliul cu Gimp. N-am reușit să vă prind până acum... Și să vă înghesui în curs, ca să spun, dar cine știe... Nu e prea confortabil, dar încerc să rezist. Da, fotoliul pe care stați chiar Gimpi, dacă... Gimpi. Da. Bun, domnule primar, stăm în 2021, încă nu avem buget. Zic oamenii de bine din guvern că s-ar putea... că va intra bugetul în dezbatere publică și așa mai departe. Să anunț o serie de tăieri, de înghețări, de alea, dar despre asta vom vorbi pe parcursul emisiunii. Vreau să încep emisiunea cu incidentul de ieri din municipiul Hunedoara. Nu că ar fi neapărat, că nu este de fapt, ca primărie, ca primar, n-aveați cum să controlați sau să preveniți un astfel de lucru, dar am văzut că și pe Facebook ați avut o reacție aseară în care ați condamnat ceea ce s-a întâmplat. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, tânărul acela de 29, dacă am reținut eu bine, de ani, care a dat de pământ cu nepotului, ulterior cu copilul lui, parcă, unul dintre copilași ajungând la spitalul din Deva și ulterior, din câte am înțeles, la spitalul din Timișoara. Imaginile au devenit virale pe internet, peste 30.000 sau 300.000 de distribuiri, n-am reținut exact. Cert e că s-a întâmplat acolo, în municipiul Hunedoara. Lumea aștepta că de primarul uneori e moașă municipală, ca să nu zic moașă comunală. Aștepta o reacție de la noastră care a și venit. Cum comentați noastră ceea ce s-a întâmplat în municipiul Hunedoara? Bun, este un fapt nu doar reprobabil, dar care și șochează și care se poate întâmpla oriunde în lumea asta, nu neapărat în Hunedoara. Eu eram aseară la o biserică și am primit filmulețul în timpul slujbei. M-am uitat, am rămas șocat. Deci vă spun sincer, am văzut o singură dată filmulețul, a doua oară n-am putut să mă mai uit. Sunt imagini și cu puternic impact emoțional. Prima mea reacție a fost, Doamne, dar ce s-a întâmplat acolo? Ce era? Că nu-ți dai seama, o fi real, nu o fi real, vă dați seama ce... Ați văzut cât este de violent. Și eu după cumva, ce prima oară filmulețul am crezut că l-a ucis, că da, acel da, copil da. A murit. Cumva mă rugam și încercam să mă liniștesc eu și în același timp să-mi dau mie dreptate privind insistența mea de a face suprafața locurilor de joacă pentru copii cu tartan. Pentru că este o suprafață moale care atenuează șocurile, e o chestie modernă acum. Am văzut-o și pe străinătate și covorul este un cauciuc, da, foarte gros, care atenuează șocurile, deci nu se mai face cu ceea ce făceam de obicei, un covor de cauciuc, suprafață de beton,
Și mi-am dat seama că șocul a fost atenuat de acea suprafață. Este un loc de joacă pentru copii nou. Păi, este nou nou. A fost dat acum în funcțiune. Din ce se vede, locul pare nou. Da, este nou. Este nou, că dacă vedeți pe filmare, spunea domnișoara care a filmat, ia uitați ce loc de joacă frumos și atunci să și petrece această faptă criminală, din punctul meu de vedere. Deci, vă spun sincer că în prima fază nu știi ce ai de făcut, nu știi cum să reacționezi. Deci am citeam și eu comentariile și comentariile erau pline de, cum să zic eu, cumva de ură împotriva agresorului, pentru că ai copii și îți dai seama ce se poate întâmpla. Ulterior am aflat că era vorba de nepotul, chiar de nepotul lui. Cu atât mai și culmea este că și-a bătut și propriul copil. Se vede pe cert este că poliția municipiului Hunedoara, care are în momentul de față în coordonare și poliția locală, să fiu clar înțeles, deci primăria Hunedoara, ca orice... nu mai este în subordine. Da, primăria Hunedoara, ca orice primărie din România, nu mai are în coordonare poliția locală. Din martie 2020 se face un an de zile de la începutul stării de urgență. Deci, practic, nu mai putem să facem programe de patrulare, programe cum făceam noi cu astea. De plătit cine îi plătește? De plătit îi plătim noi, da. Și poliția a reacționat foarte repede, ați și văzut, deja au păruseră filmările imediat că l-au și identificat. Deci, din punctul meu de vedere, și-au făcut datoria jos pălăria atât de repede să-l identifici, imediat l-au și arestat. A fost arestat pentru 24 de ore și am înțeles, am vorbit azi dimineață cu comandantul poliției și mi-a confirmat acest lucru și deodată mi-a confirmat că propunerea de arestare înaintată parchetului este pentru 30 de zile, cred că urmează să se pronunțe. L-am și rugat pe comandantul poliției municipiului Hunedoara să patruleze și prin aceste locuri de joacă pentru copii. Am făcut și multe locuri de joacă nou-nouțe. Și noi așa aveam programul înainte. În ce zona orașului? Este chiar în centru. În centrul orașului. În centrul orașului. Și mi-a și confirmat că va face tot posibilul, dar vă dați seama, faptul că patrulezi nu înseamnă că poți evita astfel de tragedii. Problema, eu cred că pornește de undeva mult din spate. E un om tânăr, 30 de ani, ceva de genul acesta. Cam câtă minte să ai să îți bați propriul nepot, să dai cu el în halul acela, să-ți mai bați și propriul copil și pe urmă să duci în casă liniștit. În afară de asta, soția, concubina, că nu este căsătoristă, în concubinaj, concubina este însărcinată în luna a cincea, mai are doi copii, deci cel pe care l-a bătut, cel de 8 ani, un copil de 8 luni, ceva de genul acesta, și am înțeles că ar mai avea un copil care a fost dat spre adopție, ceva de genul. E o situație încălcită. Da, cert este că familia agresorului a fost dusă de la domiciliu, de Direcția Generală de Protecție a Copilului, la centru maternal împreună cu copiii mici, ca să nu, nu, ei au vrut să meargă, să nu mai aibă de-a face cu el, știu eu, s-au speriat. Acum, dacă omul e înalt preventiv, de da, mai... Da, nu, acum știți ce se poate întâmpla. Cert este că nu mai, n-aș vrea niciodată să mai văd asemenea imagini, vă rog să mă credeți că te faci pe dumneavoastră, că aveți copii. Asta, da. Trebuie blocat. Bun, pe mine m-a surprins și faptul că n-am văzut o reacție imediată, sau... Mă rog, n-am văzut-o, nu știu dacă exista sau nu, a cetățenilor de acolo. În sensul cred că toată lumea a fost surprinsă că, cel puțin pe filmare, se vede că lea și îl trântește pur și simplu. Deci, cred da, că nimeni mă rog, a avut timp să reacționeze. Acolo, iar filmarea era întâmplătoare. De fapt, domnișoara filma locul de joacă pentru copii, arătându-i cuiva ce loc frumos este. Adică da. Nu a stat să-l filmeze intenționat fără să intervină. Deci nu putem să... Sigur, să că... facem din eu aș vrea cuiva. Să merg puțin mai departe, domnule primar, dacă îmi permiteți. Și o să vă spun așa, salvarea, știți ceva de copil, în ce stare? Da, copilul a fost transportat la Deva, din păcate n-a putut fi transportat la Hunedoara, pentru că în continuare noi suntem spital COVID. Aici vreau eu să ajung. Haideți să ajung unde vreau să ajung și pe urmă pun și cealaltă întrebare. Dumneavoastră, în municipiul Hunedoara, spitalul doctor Alexandru Simionescu este în continuare spital COVID. Asta înseamnă că
Nu intră, nu iese din el decât cei care sunt bolnavi de COVID sau cei care se vindecă. Corect. Iată un incident petrecut în municipiul Hunedoara, în care vorbim poate de viața unui copil, preluat cu salvarea și în loc să fie dus în municipiul Hunedoara, unde na, părinții, rude, și chiar dacă n-ar plăti taxe și impozite, s-a întâmplat acolo, dus cu salvarea la Deva și ulterior, din câte am înțeles, la Timișoara. Nu știu câte minute a durat până a venit salvarea, probabil că a venit. Nu știu câte minute a durat până au ajuns la spital, dar tot timpul ăsta putea fi cu mult, mult scurtat dacă spitalul municipal Dr. Alexandru Simionescu ar fi revenit la ceea ce este el de fapt. Da, copilul a fost dus la Deva, dar nu a fost, nu este la Timișoara, este tot la Deva. Această informație o am de la managerul nostru de spital din Hunedoara, care a sunat la rândul său omologul de la Deva, că n-am putut să intrăm în contact cu cei de la Deva. Și mi s-a spus că are o fractură occipitală, zona ochilor, și nu a necesitat deplasare la Timișoara, iar mâine va fi văzut de neurochirurgul de la Deva. Este monitorizat. Eu vă dau informațiile care le-am primit la rândul meu. De ce mâine va fi văzut de neurochirurg? Păi nu era neurochirurg, ceva de genul ăsta, nu cunosc foarte multe detalii. Păi vedeți, domnul Bobouțanu, cum adică spital a municipiului de reședință de județ nu era neurochirurg? Acum eu nu vă cer pe dumneavoastră, dar tonul meu... Nu știu, poate greșesc eu, așa mi s-a transmis, da, așa spun și eu, mâine. M-ați întrebat. De ce nu pui este mâine? O chestie de logică să dau o informație pe care o aveți și nu cert e este că verificată, da. Se află în Deva, nu este dus la Timișoara. Discuția am purtat-o cu managerul și aseară, când ne-am interesat, și am purtat-o și în cursul zilei de astăzi, cu vreo două ore înainte de a veni. Câte la cazuri emisiunea de COVID noastră mai aveți în spitalul din Hunedoara? Acum tot așa, e plin nu, și... Nu. Cred că sunt undeva sub 100, dacă nu greșesc. Dați, domne, drumul la spitalul municipal din Hunedoara. Faceți-l ce era la domnul Câțu. Ce așteptați să semnați ordinul ăla? Că am înțeles că domnul Câțu trebuie să... Ținând cont că emisiunea să... se vede pe la nivel național, ar putea să se sesizeze, dar nu cred că o vor face, pentru că noi, Direcția de Sănătate Publică, Prefectura Județului, am trimis două rânduri de adrese până acum și am înțeles că se așteaptă semnătura Ministrului Sănătății și a primului ministru. Bun, și... ca să fie publicat un ordin în Monitor Oficial. Nu se întâmplă nimic, ceea ce înseamnă pentru noi o dezamăgire și o îngrijorare în același timp, pentru că astfel de cazuri noi am mai avut la Hunedoara și am avut chiar un caz foarte grav când un cetățean, un bun amic de 42 de ani a făcut un accident vascular plimbat între Hunedoara și spitalul din Deva, neputând aici să fie preluat, nu știu motivele, s-a reîntors acasă și drama s-a petrecut acasă. Pare rău. Eu, cum zice, speranța moare ultima. Aș zâmbi, dar nu-i de zâmbit, pentru că păi, ne jucăm zâmbit, cu sănătatea pe unui oraș ăștia întreg, dar atenție, nu doar unui oraș, pentru că adresabilitatea spitalului este mult mai mare, este aproape dublu față de populația municipiului Hunedoara. La spitalul din Hunedoara vin practic toți cetățenii din Ținutul Pădurenilor, nu? Câteva comune, plus cei din Călan. Dar vin și cei din Hațăg și din alte părți. Din Hațăg și din mai alte părți. Pentru că aveți o echipă medicală bună acolo, care s-a legat, care e profesionistă, din câte știu eu. Dar mai mult decât... Eu cred că totuși, până la... este de zile, probabil, păi până se va semna acest ordin. Bugetul, cred, că să vadă, le trece, nu păi le nu, trece. Trebuie să pun o semnătură păi, cu bugetul. Da, e greu să semnezi, știți, e problemă. Noi am avut sprijinul din partea Direcției de Sănătate Publică, am avut sprijinul din partea Prefecturii pentru a ne transforma înapoi în spital suport COVID. Eu nici n-am înțeles, de fapt, de ce este nevoie în România să ai un spital numai pentru COVID. Iertați-mă! S-ar putea să n-am dreptate, nu de specialitate, dar îmi dau cu părerea ca simplu cetățean. De ce nu fiecare spital să aibă COVID-ul ca o secție boală, COVID, ca o secție sau... distinctă, nu? Așa cum ai secție dacă de cardio... Ar putea, dar n-au toate circuite, domnul... Păi și cine îi oprește să le facă?
infrastructura, managementul. Managementul și păi să le facă, păi bun, și acum ce faci, îi pedepsești? Păi aia bun, bun, am pedepsit o săptămână, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Cât timp? Mai stai o zi la coș. Și încă ceva, vii, deci vii din Hunedoara la Deva pentru orice lucru. Noroc că reușim să menținem policlinica, deci am, măcar ne-au făcut un favor în ghilimele. Au lăsat policlinica deschisă și atunci acolo putem să preluăm toate consultațiile. Centrul de vaccinare din municipiu funcționează? Bun. Ei, pe chestia asta fac o mică paranteză și vreau să spun că eu sunt foarte supărat pe ăștia care trâmbițează această vaccinare. Rată de succes, suntem pregătiți, avem dozele de vaccin. Băi, e gargară ieftină, mă. Nu sunteți pregătiți deloc din punctul meu de vedere. Ați anunțat câte 13 centre de vaccinare, parcă în județul Hunedoara, printre care unul pe la Orăștie, unul la Hațeg, unul pe nu știu unde. Vin oamenii din Hațeg și din alte părți la Hunedoara sau la Petroșani sunt programați. Deci e un talmeș-balmeș de neînchipuit. Sălile de sport sau locurile unde au fost amenajate centrele astea de vaccinare zac închise în momentul ăsta, că nu se poate intra acolo, că unii primari au făcut și ce au putut, cum au putut. Da? A început școala, copiii o să stea în pauze sau în orele de sport, o să stea în curtea școlii, sau mai rău, poate o să se plimbe de la o școală la alta ca să fac. Deci, băi, abrambulicilor, ce faceți aici? Câte centre sunt, de fapt, în județul Hunedoara? Funcționale, mă, nu pe hârtie, funcționale, câte funcționează? Că voi, dacă vă întreb, nu mai știți nici ce ați mâncat aseară, dar mi-te să-mi răspundeți la întrebarea asta. Pe cuvânt, adică chiar așa ne prostesc pe față. Mă scuzați că mă revolt. Acum, dumneavoastră, vreți să știți câte sunt și funcționale. Păi și normal că dacă spui că faci... vaccin. Despre asta, bun, funcționale e una, aveți dreptate și mulțumesc pentru oamenii vor să vaccineze, dar mai ne trebuie ceva vaccinul. Ele nu sunt deschise, pentru că n-au vaccinul, n-au și n-am o problemă, vaccin. Că am blocat sala de sport de la un liceu din Hunedoara și la început făcusem 6 pavilioane de acelea pentru vaccinare, pe urmă am rămas cu unul singur, că n-aveam vaccin și azi dimineață chiar am avut o discuție cu cei de la care se ocupă din partea primăriei și le-am spus haide să găsim altă locație pentru că nu, chiar nu e ok să țin copiii afară când, pentru că noi ținem ocupată sala de sport și o să căutăm să discutăm cu Direcția de Sănătate Publică și am găsit o altă locație, într-o săptămână să o amenajăm ca să putem să eliberăm sala de sport. Era bine dacă exista într-adevăr vaccin și vaccinam în număr cât mai mare. Eu am văzut la televizor o știre din Israel în care oamenii erau vaccinați în mașină. Dădea geamul jos la mașină, sufleca mâneca și îl vaccina pur și simplu. Adică atâtea garduri punem în fața noastră încât nu le mai putem sări. Să ai circuit, să intri pe ușa aia, pe acolo numai doctorul, tu pe ușa aia altă, pacientul. Pe ușa aia iasă pacientul, dar doctorul nu iasă tot pe acolo, iasă pe ușa aia altă. La chiuveta aceasta se spală doctorul. La asta, la altă asistenta, acolo pacientul și la urmă de tot nu mai știu cine se mai spală. Deci vă dați seama ce absurditate trăim într-o țară absurdă de multe ori, țară care are niște hotărâri țara nu e absurde. Oamenii care o duc uneori sunt absurzi. Nu țara, era așa o figură de stil, adică asta într-o absurditate ideea, permanentă. Da. Dacă în Israel, competenții, domnul primar, dacă în Israel te vaccinează în mașină, la benzinărie alimentezi, dă-și geamul jos și te vaccinează. Și noi spunem că trebuie nu știu ce circuite ca la NASA ca să ne vaccinăm, dar vaccinul nu-l avem. Și pe urmă am mai văzut un studiu acum făcut de Bloomberg, parcă și-au spus că în ritmul care se merge, vaccinarea se va termina vreo 6 ani, 7 ani? 7 ani. Păi și în România, 7 ani pe glob, dar cred că pe noi nu ne-a inclus acolo, că la noi va fi vreo 9 ani, 10 ani. Probabil. Deci problema este lipsa vaccinului și pe urmă discutăm de această infrastructură. O să vedeți, nu poți să trimiți medicul de la Direcție de Asistență Socială să stea acolo, trebuie să trimiți un alt medic pe care tu n-ai de unde să-l iei tu primărie, că de tu primărie nu e spital, da? Ce am înțeles că îl plătești și la oră. Îl plătești la oră. Domnul Simeon, v-am spus, absurdul atinge niște cote de neimaginat. Dar
Ar în sfârșit, fi, ar nu fi sunt eu factor de decizie, ar mă conformez. Un subiect, care iarăși nu ține de dumneavoastră, dar sunteți un interlocutor foarte bun și cred că putem discuta și asta. Nu toți profesorii s-au vaccinat. Și s-au vaccinat oare între nu timp? Nu toți. Unii da, alții ba. Interesant ar fi, nu știu dacă aveți cunoștință sau nu, cu ce vaccin, cu care marcă de vaccin doresc să-i vaccineze pe profesori acum. Că am înțeles că Pfizer mai puțin e asta cu AstraZeneca, cu alea, care... Acum, cinstit vorbind, cred că important este să te vaccinezi, că bănuiesc că vaccinul care intră pe piață este un vaccin autorizat. Nu este cazul ca cineva să se, da, are să se teamă de marca. Are rata aia de, știți, dumneavoastră. Da, da, la Pfizer rapelul e mai repede decât la Moderna, dacă nu mă înșel. Păi bun, și AstraZeneca e, sau Seneca, cum l-o chema, e altceva. Nu, ideal, de ce spun asta? Primisem un mesaj astăzi în care cineva m-a întrebat, știi cumva inspectorul șef s-a vaccinat? Păi eu zic, habar n-am, o să-l întreb când vine în emisiune. Ia întreabă-l și cu ce vaccin s-a vaccinat și cu ce vrea să-i vaccineze pe profesor. Acum nu cred că el vrea să-i vaccineze pe profesor, dar mă rog, asta e o altă poveste. Bun. Să mergem mai departe, că tot vorbeam de profesori. Astăzi a început, mă enervează chestia asta, a început școala, au revenit copiii la școală. Școala a început în 15 septembrie sau când a început. Cum a fost în municipiul Hunedoara? Bun, din punctul ăsta de vedere, iar e o ciudățenie, s-a emis vineri un ordin, mai știu ce îi, un text de lege în care spune care sunt scenariile, cum deci, vor face, ce n-am cum înțeles, vor drege. Presim ce o să-mi spuneți. Dacă un copil din clasa primară se infectează, așa, este pozitiv, gata, toate cursurile clasei respective sau a școlii se suspendă, iar la gimnaziu, parcă și liceu, trebuie să fie doi în clasă. Mă lasă acolo. Bă, deci da, ce logic o da, fi asta? Este ceva și mai și. M-am uitat cu atenție ca să pot să transmit școlilor. Iar în toate aceste dispoziții, administrația locală nu este pomenită decât acolo unde trebuie să asigure medic, eu știu, bun, avem medici deci pe cabinete banii, numai și atât. În rest pe noi nu ne informează nimeni, nu ne spune ce scenariu, că prin adresa care am trimis-o către școli, i-am rugat frumos pe domnii director să-mi spună și mie în ce scenariu lucrează. Și m-au răspuns. Inspectoratul nu ne-a spus nimic, dar acum nu e neapărat vina inspectoratului, vina este celor de la București care au gândit toate lucrurile astea. Eu mă așteptam să spună, nu, domnilor primari, discutați cu școlile, faceți, dregeți, adică printr-un ordin, da? Și nu, am sunat și eu pe unul dintre directori, mi-au confirmat că toate lucrurile sunt sub control, dacă o să aibă nevoie o să-i ajutăm. Noi tot timpul i-am ajutat, de altfel nu se pune problema, dar în orice caz, administrațiile locale sunt date la o parte și n-am înțeles de ce. No. Până la urmă, inspectoratele sunt cei care trebuie să răspundă de bunul mers. Bun, acum să trecem mers. Peste părerea mea, nu știu dacă v-am mai spus vreodată, e că inspectoratele astea școlare nu prea-și mai au nici rostul, nici sensul, din punctul meu de vedere, le-aș desființa. Dom'le, ce ești, profesor? Da, ce profesor, inspector? Tu când ai dat la facultate acolo, ce vrei să fii, profesor sau inspector? Nu, du-te la catedră, te rog frumos, lasă-mă cu inspectoratul și cu... Oricum, sunt pe niciunde. Asta una la mână. Doi la mână, ați vorbit și la liceu Constantin Bursan? La liceu Constantin Bursan nu am apucat să vorbesc, dar sunt convins că fiind pus de domnul inspector acum de curând... Dar nu l-a pus, el a fost elecție de dosare, vă rog frumos. Nu, este interimar și l-a pus inspectorul, că n-avea ce să-l pună altcineva, că n-a dat niciun examen. Nu, inspectorul o să zică că a fost am înțeles, dar sunt convins că sunt pregătiți, că până la urmă nu stă un liceu doar în director. Dar asta cu ce spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Toate partidele au politizat atât de mult aceste inspectorate județene, încât ca să se termine odată această poveste, pur și simplu ar trebui să restructureze din temelii tot aparatul, să lase o echipă de coordonare, cum să zic, nu atât de stufos cât este acum, și care să țină legătura directă cu proprietarii
proprietarii de drept a acestor instituții, cu primăriile, pentru că noi suntem proprietarii de drept. Nu e normal să subordonează într-un anumit Nu, fel. Deci noi suntem proprietari, da? Și investim, iar ei administrează, ca să spun așa. De câte ori este rău că nu ajunge finanțarea pe relevă aceea care se dă, că se consumă prea mult curent, gaz sau mai știu eu ce, că nu sunt bani pentru dotări, că nu vin bursele, hai repede la domnul primar. De câte ori încearcă să-și pună oamenii, fiecare partid, ca să nu avem vorbe, administrațiile locale sunt ocolite. Eu nu spun că trebuie să fiu consultat pe cine să pună, că nu-i treaba mea, nici nu vreau. Dar normal este să anticipezi dacă ai avut un contract de mandat, un contract de management pe 4 ani de zile, să știi în ultimele 6 luni că dai drumul la concurs, corect? Nu să vii tu să-mi spui, păi a expirat mandatul și trebuie să dăm acum 6 luni de zile interimar, dar de ce? Că tu știai că expiră mandatul. Păi da, pe urmă, vă spun eu care e scuza, să nu vă uitați ideea, vă spun eu care e scuza. Dom'le, nu putem organiza concurs, că e pandemie. E, da, sigur că cum da. Stăm noi da, față în față acolo? Au dat medicii rezidențiatul și în pandemie și nu se poate. Asta e scuza, și domn primar. Eu vă spun, eu nemulțumirea o am din alt aspect. Noi în Hunedoara, în primul meu mandat, am implementat mai multe proiecte cu fonduri pe Planul Național de Dezvoltare Local. Acel faimos plan inventat de Partidul Social Democrat. Ei bine, la o structură de grădinițe din Hunedoara am reabilitat din temelii 3 grădinițe. 3. Gândiți-vă, pentru acel ordonator terțiar de credit care conducea structura aceasta de grădinițe, ce presiune a fost anii aceștia asupra lui. Mută copiii de aici, mută-i în partea alaltă. Asigură-te că în partea cealaltă ai căldură, asigură-te că ai lumină, asigură-te că ai apă, asigură-te că ai dotările. Nu începea bine mutatul, suna primarul. Doamnă, vezi că încep și cu aia altă. Domn primar, nu mai am unde. Nu știu, te descurci, nu vrei să facem grădinițe. Du-te și fă, în fiecare zi urmărește muncitorii. Semnează recepția. Vă rog să mă credeți. Am pus o presiune pe această doamnă și s-a descurcat. Nu au fost nemulțumiri din partea părinților, n-am avut scandal. Și în momentul în care am inaugurat aceste 3 grădinițe, nou-nouțe, toată lumea a zis, wow, ca în Elveția. Așa și arată. Ei bine, au schimbat-o, că i se terminase mandatul. Dom'le, nu-i corect față de omul acela, nu puse pus de mine, că aia nicio legătură, n-am pus pe nimeni, n-am avut de ce să pun, i-am moștenit, așa s-au dus. Aici la pensie și au ales pe cine au dorit, s-au dus mai departe, prin concurs. Că de asta și-au expirat concursurile. Munca ei, cum te simți tu ca un care ai muncit acolo să fii dat la o parte așa ca o măsea stricată ca să pun nu știu pe cine? Că n-am nimic nici cu pe cine a pus. Că probabil nici omul acela nu are o vină în mod deosebit. Nu caut vinovații neapărat în cei care muncesc. Dar tu când ești factor de decizie și la liceul Constantin Bursan ai directoarea care putem spune că a inventat învățământul dual în județul acesta și deja are succes, adică? Cu firmele, poftim? Povestiți-mi. Are succes cu aceste societăți comerciale unde merg elevii în practică. Era pe punctul de a implementa împreună cu primăria un proiect foarte generos pe fonduri europene de reabilitare a întregului liceu. Și o dă la o parte fără motiv, că nu le spune motivul, da? Pe urmă, directoarea de la liceul Traian Lalescu, unde în mandatul ei a fost pus la punct acea secție de robotică cu profesorul Nistor. Ea l-a susținut pe domnul profesor. Au lucrat împreună cu domnul profesor. Au obținut acele rezultate la Olimpiada de Robotică din Traian Mexic. Lalescu care? Cel de mate fizică? Traian Lalescu este cel de informatică. Fostul liceu matematică fizică? Nu. Ăla este Iancu de Hunedoara. Au fost vizitați de, inclusiv de ministrul Hans Klemm, Ministrul Statelor Unite. Deci a fost să vadă clasa, să-i felicite pe copii, să-l felicite pe domnul profesor. Bun, o să zicem că, bine, dar doamna directoare n-a avut, i-a meritul acolo. N-a avut, dar mandatul ei a făcut tot efortul să-și găsească finanțare, să bată toată ziua la porțile primăriei, să reușim să,
să dezvoltăm acea secție. A fost dată și ea, a fost schimbată. Deci eu față de oamenii aceștia mă simt cumva vinovat că n-am reușit să-i susțin. Dacă m-ar fi sunat și m-ar fi întrebat și pe mine cineva din inspectorat, ceva, că e aș fi spus, domnule, ține-i că oamenii chiar și-au făcut datoria domnul față de colectivitatea locală. Eu l-am întrebat locală. Pe domnul inspector, că acum de curând am făcut un interviu cu el, mi-aș promis că vine într-o emisiune, sper să țină de cuvânt, da? Mă gândesc că fiind om de cuvânt, cum cred eu, va veni. L-am întrebat dacă a trecut vreodată prin municipiul Hunedoara și dacă știe câte școli sunt în municipiu. Ai zis că întrebarea e tendențioasă. Mă rog, mie nu mi s-a părut. Ai zis că poate părea tendențioasă, dar nu cred că e tendențioasă, că mă gândesc că dumneavoastră știți, nu știu, câte bulevarde aveți în Hunedoara sau chestii care țin de administrația publică locală. Și atunci, l-am întrebat dacă a trecut vreodată prin municipiul Hunedoara să stea de vorbă cu administrația publică locală de acolo. Și mi-a spus că da, și că s-a întâlnit cu noastră la nu știu ce... Dar eu cred că s-a întâlnit tangențial, la nu știu ce aniversare a facultății de inginerie, probabil, sau cum se numește cea din Hunedoara. Cum e? Da, ne-am întâlnit din întâmplare la o aniversare de 50 de ani a facultății din municipiul Hunedoara. Am fost invitați amândoi și evident că l-am invitat la primărie să discutăm, pentru că am dorit să-i arăt proiectele care sunt în derulare. Nu a venit. Nici nu cred că a fost vreodată municipiul Hunedoara și aflat, dar am urmărit și eu interviul luat de dumneavoastră. Eu nu vreau să fac să-i fac o culpă domnului inspector, nu-i treaba mea, ea are de condus o instituție, eu am de condus o primărie. Dar revin la acest afront pe care l-a făcut față de aceste cadre didactice. Nu poți să faci o emisiune de succes și să vină patronul să zică, mă, știi ce, nu spun că ai fost bun, că n-ai fost bun, numai du-te acasă, bine? Că-l punem pe ăla. Bine, dar măcar spunem de ce mă schimb sau spunem ce nu ți-a plăcut. Deci fără nicio motivare, ca și proprietar al acestor clădiri, UAT Hunedoara, puteai să suni primarul sau comisia de învățământ din Consiliul Local și să spui, astea sunt motivele pentru care nu vreau să prelungesc prin interimar mandatul acestor trei directori. Asta este, nu ne place. Pentru că eu, ca autoritate locală, oricum voi lucra cu noi directori, pentru că eu lucrez în primul rând pentru copii, nu pentru funcția de director să am conlucrare. Adică oricum trebuie. Voi conlucra, oricum voi implementa mai departe proiectele. Dar până la urmă, toată munca aceasta se clădește și pe sprijinul unor oameni. Și nu e normal să-ți bagi joc de acei oameni, tratându-i cu superficialitate și fără să le dai minima explicație de ce nu dorești să le continui mandatele. Sau până la urmă, ca să fi fost treaba, domnule, a avut timp, că durant de zile. Păi când știu că se apropie finalul de mandat, da, al directorului, scot posturile din nou la concurs. De ce n-au făcut-o? Păi n-au făcut-o pentru că au dorit să-și numească proprii oameni și habar n-am de ce. Nu știu pentru care câștig politic din numirile astea, dar ascultați-mă. Ce câștig politic poți să ai de acolo? Care-i câștigul politic? Lasă, domnule, învățământul în pace. Asta am spus și eu. Adică domnul ce face? Face să ce director? Vă rog să mă credeți, sunt directorii în Hunedoara care chiar mi-au și spus că nu mă votează, că au o anumită orientare, da, și mi-a zis, nici nu mă supăr, să fii sănătos. Și a doua zi dimineață m-am dus la dânsul, haide să verificăm indicatorii, nu să supărați pe mine. Fii culmea! Opțiunea ta, cum adică? Păi noi dezvoltăm școala, nu dezvoltăm catedra dumneavoastră de director. Exact. Și am continuat cu absolut toți. Asta e nemulțumirea, asta e dezamăgirea față de inspectorul acesta, față de anumite decizii politice pe care le au partidele în momentul în care alternează la guvernare. Eu sunt oricum foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă în țară la momentul actual pe tema numirilor acestora. În campanie electorală, știți că am mai discutat amândoi, domnule, în timpul campaniei electorale înghiți foarte multe, cel puțin ca și realizator de programe de televiziune, iar dumneavoastră, telespectatorii, nu mai vorbesc ca promisiuni și ca tot felul de lucruri de genul ăsta. Am auzit în campania electorală o grămadă de chestii cu promovăm meritocrația,
oamenii care, nu știu ce, îi dăm afară pe toți incompetenții puși de ba de PSD, ba de alții. Dom'le, punem oameni care știu ce fac. Ați văzut probabil ce s-a întâmplat la apele române. Deci, cred că ăla e cel mai subțire exemplu, sunt mult mai multe, dacă nu au apărut e unul presă. Dintre exemplele care, mediatizat fiind, a dus și la descinderea ale DNA-ului și așa mai departe, acum de curând. Ce ați văzut și ce explicații puerile, infantile și de-a dreptul prostești, domnule, ca să nu spun altfel, s-au oferit de către unul care se dădea, încerc să-mi aduc aminte cum zicea în materialul colegilor de la Recorder, animal politic, păi la ce animal politic, băi, tu nu ești animal politic, mă, eventual altfel, dar nu, politic în niciun caz. Și atunci, asta vreau să spun, sunt extrem de dezamăgit de aceste numiri, intervenții, unde mă, meritocrația voastră despre care vorbeați? Păi, și vă mai mirați că votează lumea aur, ca să nu zic că... Cu trecerea anilor am crezut că aceste vorbe într-o bună zi vor deveni realitate și cu adevărat, cel puțin în aceste funcții importante de ministere, de deconcentrate, de descentralizate, vor fi puși oameni care au școală în domeniul respectiv, adică inspectoratul de stat în construcții, poate să pui un inginer constructor, că dacă pui un jurist, nu e același lucru. La știu eu, la Minvest să pui un inginer miner, că dacă pui un metalurg, iartă, mai are nicio legătură. Ba, odată au pus și un notar pe acolo. Vă dați seama cam ce numire au făcut. Din păcate, dezamăgirea cred că este generală. Dacă a reușit să ducă în ridicol acele promisiuni simple, pentru că sunt promisiuni complicate, să-ți cauți un membru de partid, până la urmă ai dreptul acesta, perfect legal, și să-l propui pe o funcție de director la Inspectoratul de Stat în Construcții, cu o facultate de construcții. Nu cred că e atât de complicat. De ce trebuie să-i creezi o sinecură unuia care, vezi, dragă doamne, te-a susținut pe tine în campanie și el inginer agronom. Doamne, dar chiar de ce să ducem în ridicol lucrurile acestea? Sincer, eu vă spun ce cred eu. Eu cred că nu au. Păi, cu siguranță nu au. Deci eu cred că nu au. Și bănuiesc că ar fi făcut-o. Și vă spun și de ce. Revin iarăși la directorii de școli. Nu i-au schimbat pe toți. Nu i-au schimbat pe toți, nu. Da. Apropo, păi poia care nu i-au schimbat înseamnă că n-au mai avut cine. Cum a fost explicația? Că Hunedoara nu i-a schimbat pe toți, practic n-a schimbat decât 2-3 da. Și restul, păi restul s-a acolo. Restul liberal, să înțeleg. Că nu cred, nu? N-a avut cu cine. Nu a avut cu cine, sigur că da. N-a avut oameni. Și atunci unde s-a creat oameni. Uite, avem și noi 3 oameni, hai să fie, să-i punem că sunt ai noștri, unde îi punem, uite acolo îi punem și terminăm povestea. Bun, hai să mergem și mai departe, că timpul trece, de chiar trece. 37 de minute au trecut deja din emisiune, deci mai avem foarte puțin. Doamne, eu m-am obișnuit cu noastră acolo la Hunedoara, cu proiecte, cu chestii, cu facem, dregem. 2021, zic oamenii de bine din guvern că austeritate. Acum să vedem dacă va fi așa sau nu. Ce facem la Hunedoara? Ce proiecte mai avem? În primul rând, la Hunedoara nu ducem lupte inutile, de aceea în emisiunea dumneavoastră am căutat să fiu foarte clar și succint la adresa deciziilor Inspectoratului Județean. Mi-a spus punctul de vedere și m-am oprit. N-am nu observat. Dau telefoane, nu fac alte lucruri. Nu mă interesează exact ce am avut de spus. Am spus și cu asta basta, n-am nevoie nici să mă caute, nici să mă premieze, nici să facă nimic. Ne ocupăm de proiecte. Pentru că este foarte important acest exercițiu 2021-2027. Practic anul acesta, undeva prin vară, când se vor deschide ghidurile de finanțare, se vor deschide în sensul de a ne spune ce se finanțează concret pe acele axe, proiectele trebuie să aibă maturitate. Maturitate înseamnă să fi trecut de nota conceptuală, tema de proiectare, documentul de avizare a lucrărilor de intervenție și proiectul tehnic. Dacă ai toate lucrurile acestea făcute, consider că proiectul tău are maturitate și intră la finanțare. Am pregătit în total 35 de proiecte, dar pentru că este foarte complicat să găsești în prima fază cofinanțare pentru toate 35 și prin cele 35 spun toată Hunedoara practic. Am perioadă și am spus de toate nevoile care
ar fi pentru municipiul Hunedoara. Am periat-o și am pus în total 13 proiecte mari. Cele mai ambițioase dintre toate, proiectele care se adresează tuturor cetățenilor din municipiul Hunedoara. Și azi dimineață am avut din nou analiză. Fiecare luni facem analiză cu echipa de fonduri europene, achiziții publice, direcția tehnică și direcția economică. Ei practic lucrează unii cu alții și se mai și ceartă. Și atunci dacă lunea îi adun pe toți, închidem, adică se contrazic, nu? Se contrazic, că nu se poate așa, că știe el, că n-are bani în buget, că n-are cutare. Și în momentul ăla intrăm în sala de ședințe, încuiem ușa, două ore nu răspunde nimeni la telefon, două ore nu vorbește nimeni pe lângă subiect, doar discutăm. Acolo avem proiectul respectiv, avem CF-ul, în partea cealaltă trebuie să facem PUD și așa mai departe. Sunt proiecte importante, probabil că unul dintre cele mai ambițioase, evident, are legătură cu Castelul Corvinilor, unde în cadrul unui singur proiect sunt alte 7. Deci, practic, el e proiectul mare care spune reabilitare, restaurare, așa mai departe și, pe urmă, coboară cu parcul medieval, cu satul de vacanță, cu amenajarea în proximitatea castelului. Avem un proiect așa ambițios, acela cu grădina urbană, vreo 8 hectare de teren tot așa aproape de castel, unde vrem să facem grădina urbană Corvinia. Anvelopările de blocuri, vrem să continuăm cu proiectul de anvelopări. Parcul Corvin. Parcul Central, că am preluat și Parcul Central. Da, deci să știe toată lumea, nu mai este administrat de omul de afaceri. Nu, a trecut la noi. L-am preluat înapoi cu titlu gratuit. Practic ne-am înțeles și vom depune un proiect pe fonduri europene. Aceste 13 proiecte, în orice caz, înseamnă un volum mare de muncă, dar nu vreau să așteptăm să ni se spună de către ADR cam așa trebuie să faceți, ci să facem noi, că și noi avem cap să judecăm, începem să le facem așa fel când, când vom propune ADR-ului proiectele, ele să fie trecut de faza de proiectare tehnică. Deci să mergem direct cu proiectul tehnic. Până acum nu s-a mers așa. Este important acest lucru, odată că pe o să intri primul la finanțare și în al doilea rând, PT-ul și DALI-ul sunt cheltuieli eligibile, îți dau banii înapoi. Sigur. Și din aceste 13 vom vedea care va fi ordinea, ca să spunem așa. În primul rând vom începe cu educația, pentru că și strategia, vreți să ne întoarcem la educație. De aia spun că nu sunt certat cu nimeni, ci îmi spun punctul de vedere, dar merg mai departe. Pe primul loc, în strategia de dezvoltare a noastră, pe care suntem aproape gata să o finalizăm, educația este prima. Educația este și în carta, în carta europeană a administrației locale. Tot educația este pe primul loc. Pe locul 2 este sănătatea, unde se lucrează pe un proiect care de această dată va fi făcut de către spital, le-a spus băieți, hai dă-ți și voi la treabă, cu sprijinul nostru pe unitatea de primiri urgențe. Asta vreau să o spun, e marele of al managerului de acolo. Da, unitatea și de nu numai urgențe. A lui, al tuturor, UPU. Este foarte important, să... pentru că acolo e poarta de intrare. Știți cum se spune? În spital ai 100 de internări, dar la poarta spitalului ai 500 de oameni care îți văd unitatea de primiri urgențe. Da, cu siguranță vom reuși. Nu. Până acum ceea ce ne-am propus a ieșit. Nu văd de ce. Și la școli avem căsuța cu pitici, creșa noastră, grădinița cu program normal numărul 5, iarăși o școală Corpul B din cartierul Micro 5, o școală primară din Peștișul Mare, totodată vrem să construim o școală nouă și o grădiniță într-un sat aparținătoră Căștie. De ce vorbesc despre școli noi? Tot le-am zis, mă, dacă tot reabilităm niște construcții din anii 50 și băgăm atâția bani, vă spun eu că o să iasă mult mai ieftin dacă dărâmăm acel corp din anii 50, insalubru, vă dați seama, de atâția ani, și haideți să construim unul nou. Și atunci vom face și în Răcăștie acest lucru. Restaurarea și valorificarea durabilă a castelului, asta am și povestit-o. Regenerarea urbană, v-am spus despre grădină, grădina Corvinia, Parcul Central, Parcul Corvina, ți-am amintit și dumneavoastră, eficiența energetică, unde iarăși vor fi în această fază
primul proiect pe care îl gândim deja sunt blocurile de pe, de pe alea pietonală Corvin. Deci acele blocuri vrem să le reabilităm pe fonduri europene, dacă vor fi eligibile, să zic că am dat lovitura în sensul bun al urbanismului, pentru că zona centrală, zona pietonală arată foarte bine, iar blocurile le știți și dumneavoastră. Cu asociațiile de proprietari. Cu asociațiile de proprietari. Avem discuțiile... Discuțiile cu asociațiile vor care fi, ar fi cota lor de participare. Discuțiile și... cu asociațiile vor fi lunea viitoare, nu mai știu ora, dar după ședința de analiză sunt chemați deja la discuții. Pe urmă vrem să intrăm cu al doilea proiect cu blocurile turn care sunt nereabilitate. Un lucru important, iată, vorbeam de monitorizarea video municipiului Hunedoara, deci a rămas tot în primele. Că apropo de ce povesteam acum, știți că unul dintre primarii din județ a desfințat poliția locală, mă rog, e primar de comună. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Bun, vedeți dumneavoastră, acolo vorbim de 5 polițiști, dintre care 3 au ieșit la pensie și vreo 4 miliarde de economie. Și 2 angajez pe alte posturi. Nu-i treaba mea să spun, eu cred că dacă ai fi lăsat ca primar să ai o structură de poliție cu adevărat și să și poți să o faci funcțională, ea este foarte utilă. Am mai spus-o, s-a pornit greșit cu ani de zile în urmă și nimeni nu va lua, eu nu cred că va lua decizia aceasta în următorii 4 ani, de a da autorității locale ordinea publică și circulația și în schimb de a păstra la Poliția Națională tot ce ține de sectorul acesta economic, criminalitate, cele mai grele, mai complicate, care au nevoie de o infrastructură națională. Dacă ar face acest lucru, atunci cu adevărat am fi foarte utili în slujba colectivității. În schimb, dacă nu face acest lucru, normal ar fi ca toată structura poliției locale să fie preluată de Poliția Națională. Eu așa o văd fără supărare. Ori la primărie, dar cu adevărat, să știi într-adevăr, să poți face patrulare, da? Să poți face circulație, să poți face tot ceea ce depinde de siguranța cetățeanului, iar dacă nu vor să ia decizia asta, că s-a mai discutat în Parlament, da, au fost discuțiile astea, atunci părerea mea ar fi că ar trebui luată toată la Poliția Națională, pentru că nu este normal. Unii sunt plătiți într-un fel, alții sunt plătiți în alt fel. Sunt disensiuni și între ei și până la urmă vorbim tot de... un tip de pistol, alții nu. Vorbim până la urmă tot de apărarea cetățeanului. Eu așa văd lucrurile. Ori la primărie așa cum trebuie, ori toată la Poliția Națională. Foarte puțin timp, mai avem 2 minute. Nu pot să nu vă întreb, l-am văzut pe Ioan... Da, vorbim de desfințare. Deci am spus. Ori așa, ori am așa. Am reținut. L-am văzut pe Ioan Bădin într-o... mă rog, e și Republica sa, e vorba de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, proaspăt ales, care vă mulțumea foarte mult pentru implicare. Acum, fiind la fotoliu cu Ghimpi, nu pot să nu vă întreb ce înseamnă implicare, ce e sforea stras, ce ați făcut? Ați pus dumneavoastră pe Bădin vicepreședinte, ați făcut lobby pentru el? Despre ce e vorba? Și care e câștigul municipiului Hunedoara? Bun, aici această funcție este o funcție politică și evident este nominalizat în cadrul unui birou permanent județean. Adică vreau să spun lucrurile. Eu am avut discuții cu colegii, cele mai multe cu cei din Valea Jiului și am spus, haideți să susținem un om din municipiul Hunedoara, să dăm o vizibilitate și mai mare municipiului Hunedoara la nivelul județului. Dânsii au analizat și au spus, da, suntem de acord cu tine, municipiul Hunedoara nu a avut niciodată o funcție executivă la nivelul Consiliului Județean din 1990, de când vorbim de alegeri libere, până astăzi. În aceste condiții, fiind cel mai mare municipiu din județ și pentru că în prealabil, înainte alegerilor locale, i-am spus președintelui Nistor, dacă obținem peste 10.000 de voturi și vom avea majoritate, vreau să propun un om și el a zis, bine, hai să vă vedem. Au obținut peste 10.000 de voturi în municipiul Hunedoara pentru Partidul Social Democrat, la Consiliul Județean avem majoritate, deci primul om vine din Orăștie, al doilea s-a decis să vină din Hunedoara, dar meritul nu trebuie să fie meritul meu sau meritul lui Laurențiu Nistor. Meritul trebuie să fie al lui Ioan Bădin. El să înțeleagă că acolo este pe ceea ce am considerat noi
că e un merit al profesiei, nu doar al muncii politice. El trebuie în primul rând să nu dezamăgească. Faptul că spui că m-a susținut X sau Y înseamnă că atunci când vei dezamăgi nu vei fi criticat de acel X sau Y. Primul care îl va critica pe Ion Bădin dacă dezamăgește sunt eu. Eu nu m-am ferit să critic nici înainte pe ceilalți care au condus Consiliul Județean, chiar dacă erau de la PSD. Nu m-am ferit să critic nici miniștrii PSD, inclusiv în discuțiile purtate în București de atâtea ori. Deci Ion Bădin, îi mulțumesc că a apreciat faptul că l-am susținut și nu neapărat eu, ci mai degrabă organizația municipală, că acolo s-a decis prima dată. Chiar dacă sunt președinte, totuși și oamenii aceia hotărăsc, că nu suntem pe principii dictatoriale. Dar vă spun clar, la emisiune, la dumneavoastră, o să viu primul, prima dată, dacă Ioan Bădin va dezamăgi. Dar eu, așa cum îl cunosc, eu cred că este suficient de atent cu ceea ce înseamnă conducerea de pe poziția secundă, evident, a unui județ. Și dacă va ști să facă echipă bună cu Laurențiu și cu celălalt vicepreședinte, cu Alin și cu Costel Avram, evident, așa cum a făcut la Hunedoara cu mine, nu poate să dezamăgească. Și, cum să zic, avem o vizibilitate la nivelul județului ca municipiul Hunedoara, pentru că se va ocupa el de municipiul Hunedoara, se va ocupa de toate. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi-aș fi dorit să mai apucăm să discutăm și alte lucruri, dar probabil într-o emisiune viitoare. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Dan Băbăuțanu, primarul municipiului Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare alături de Capital TV. Numai bine! Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.